Bună ziua și bine ne-am regăsit la partea a doua a emisiunii Viața Satului. Dragii mei, vă invit să rămâneți alături de noi și pentru următoarele 50 de minute, deoarece avem niște reportaje la fel de interesante ca cele din partea întâi. Dar pe acestea le puteți urmări doar după rubrica noastră tradițională, Jurnalul Satului. ANSVSA a actualizat joi 22 august datele despre pesta porcină africană, precizând că de la data confirmării prezenței virusului în țara noastră, pentru prima oară în 31 iulie 2017, în județul Satu Mare, pesta porcină africană evoluează în prezent în două zone geografice. În zona de nord-vest a României, boala evoluează în trei județe, Satu Mare, Sălaj și Bihor, prezența virusului fiind confirmată în 14 localități. Au fost uciși până acum 1.382 de porci domestici și au fost afectați 14 porci mistreți. În zona de sud-est a României, boala a fost confirmată în 142 de localități, din județele Tulcea, Constanța, Brăila, Ialomița, Galați, Călăraș și Ilfov. Au fost uciși 46.286 de porci domestici din gospodăriile populației, iar în 8 exploatații comerciale de mare capacitate, până la data de 22 august 2018, au fost uciși 70.036 de porci. Orice suspiciune de boală trebuie anunțată imediat medicului veterinar sau DSVSA județeană. Toate animalele suspecte trebuie sacrificate și neutralizate, iar proprietarii vor fi despăgubiți de stat în condițiile prevăzute de legislație. Pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru consumatori. Acest virus având însă impact la nivel economic, mai precizează Serviciul Comunicare și Logistică Documentară al ANSVSA. Asociația Județeană a Crescătorilor de Ovine și Caprine Pro Ovis Maramureș va organiza săptămâna viitoare, în 29 august, la Baia Mare, a doua ediție a Târgului Expozițional de Berbeci cu Certificat de Origine. Potrivit organizatorilor, târgul se va deschide la ora 10, la ieșirea spre Comuna Recea, urmând a fi instalate 50 de boxe cu berbeci, miori și tineret an curent, animalele expuse fiind destinate vânzării. Un nou focar de pestă porcină africană a fost confirmat joi 22 august în județul Brăila, la o fermă mare din comuna Tichilești, transmite Hot News. Reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Brăila au confirmat prezența virusului în complexul de porci de la Tichilești, unde sunt aproximativ 35.000 de animale. Toți porcii vor fi sacrificați. Până în prezent, din cauza pestei porcine africane, în județul Brăila au murit sau au fost eutanasiați peste 24.000 de porci, toți provenind din mici gospodării, din comune și din orașele Însurăței și Brăila. Cazul de la Tichilești este primul din județ în care virusul este confirmat la o fermă de mari dimensiuni. Agenția pentru Finanțare a Investițiilor Rurale, AFIR, a publicat pentru pagina oficială de internet www.afir.info, la secțiunea Dezbatere Publică, ghidul solicitantului în variantă consultativă pentru submăsura 4.3, Investiții pentru Dezvoltarea, Modernizarea sau Adaptarea Infrastructurii Agricole și Silvice, componenta Infrastructura de Irigații din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 prin Programul PNDR 2020. Conform ghidului consultativ, beneficiarii eligibili sunt organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații, OAI-uri, constituite din proprietari sau utilizatori de terenuri agricole conform legislației în vigoare. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, AFIR, pune la dispoziția solicitanților de fonduri nerambursabile acordate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, PNDR, posibilitatea utilizării semnăturii electronice la depunerea cererilor de finanțare. Astfel, începând cu data de 1 august 2018, solicitanții care dispun de semnătură electronică pot încărca online cererea de finanțare și documentele anexe semnate electronic cu certificat digital calificat. Directorul general AFIR, Adrian Cheznoiu, a precizat că una din preocupările sale permanente este aceea de a muta pe cât posibil povara administrativă de la beneficiar la agenție.
Posibilitatea de folosire a semnăturii electronice pe toată documentația aferentă pe cererile de finanțare necesară procesului de evaluare a proiectelor este un pas important în acest sens. Practic, pentru documentele semnate electronic, AFIR nu va mai solicita tipărirea, semnarea holografă, scanarea și ulterior încărcarea online a documentului. Adrian Chesnoiu a mai precizat că AFIR va accepta și documente semnate holograf, astfel încât solicitanții care nu dețin un certificat digital calificat necesar semnăturii electronice vor proceda la fel ca și până acum. Semnătura digitală va putea fi aplicată pentru cererile de finanțare aferente sub măsurilor care vor fi lansate anul acesta. Completarea cererilor de finanțare se realizează conform ghidului solicitantului și a anexelor aferente acestuia, disponibile și gratuit pe www.afir.info la secțiunea Investiții PNDR, iar depunerea documentației se realizează online pe pagina oficială de internet a AFIR. În 1993, doi cercetători români au obținut lanolină din lână de oaie. Știți, lanolina este un produs care se folosește foarte mult atât în industrie cât și în cosmetică. Această idee, brevetată acum 25 de ani, nu și-a găsit nicio aplicație în realitate. Regretabil, mai ales că timp de 25 de ani ciobanii noștri pun lână pe foc. Din 1993, deci de 25 de ani, o invenție românească brevetată, ba și experimentată, extrem de importantă prin cifrele de eficiență, nu doar calculate, ci și dovedite, stă nefolosite din motive pe care vă lăsăm pe dumneavoastră, stimați prietenii Vieții Satului, să le descoperiți în minutele următoare. Și vă propunem să începem cu o întrebare. Aveți acum în imagine niște lână, o mână de lână de oaie. Lângă lână, o cutiuță cu un produs numit lanolină. Toată lumea știe că lanolina este folosită în cosmetică, dar atenție, cele mai importante utilizări sunt în alte domenii, de regulă industriale. Și acum? Bănuiți că ar exista vreo legătură între lână de oaie și complexul produs numit lanolină? Ca să câștigăm timp, pentru că ceea ce vă propunem noi astăzi este tocmai să câștigăm în lupta cu timpul, ne grăbim să vă oferim noi răspunsul. Da? Este vorba de o legătură de tip cauzal. Lâna, care se vinde la prețuri derizorii, care de multe ori chiar se aruncă, permite obținerea lanolinei, adică unui produs complex cu valori foarte ridicate. De fapt, termenul corect este ar permite. Ar permite dacă invenția brevetată de acum 25 de ani ar fi scoasă din sertarele uitării și am folosit, deci, mintea cea de pe urmă. Astăzi, stimați prieteni, vrem să vă reținem atenția cu o invenție românească care, din păcate, stă nefolosită de foarte mulți ani. Și o invenție care are la bază banala lână, o lână brută de oaie și la ce produs se poate ajunge. Vă rog să observați. Lanolină, un produs folosit în industrie, dar mai ales în cosmetică. Haideți să o pornim cu începutul. Ciobanii se chinuie să vândă lână, o mai și ard, o aruncă, o îngroapă și dumneavoastră aveți o invenție din ce an? Din anul 1993. Din 1993. Deci, s-a depus un brevet de invenție cu care se numește procedeu și instalație pentru obținerea și purificarea lanolinei. Acest procedeu practic prezintă un avantaj față de procedeele clasice care constau în spălarea lânii cu detergent, sodă sau săpun. După aceea urma o tratare a emulsiei cu acid sulfuric, după care urma extracția din lanolinei, dar se obținea o lanolină care nu era pură și ea urma niște procese laborioase pentru purificare. Acest procedeu are avantajul față de procedeul vechi că se lucrează într-un flux continuu și nu discontinu, se obține o lanolină direct purificată și lâna firul lânei nu prezintă degradări sau împâsliri.
Vă întrerup numai puțin. Deci, din această lână, lână brută, da, se ajunge la o lanolină pură, cum avem aici, cu această invenție a dumneavoastră, nu? Ne-a spus ce are în plus, să spunem, față de vechiul procedeu. Haideți să ne arătăm și avantajele. Procesul este continuu, comparativ cu procesele vechi. Asta este un avantaj foarte important. Un alt avantaj, cum am spus, deci fibra de lână rămâne, nu se degradează, e flexibilă, poate fi prelucrată în continuare în războaiele unde se țese și unde se prelucrează ea și nu se împâslește. Cam astea ar fi. Eu zic că sunt suficiente avantaje. Ne-ați băgat în foarte multe amănunte tehnice. Haideți să, pentru oamenii obișnuiți așa, instalația e una specială față de procedura de dinainte? Nu este aceeași. Da, este tocmai că de obicei, știți, lucrurile bune ies întotdeauna din instalații. Auziți, dar noutatea, practic, în ce constă? Pe partea de instalație și sigur pe partea de instalație, în primul rând, v-am spus că este un proces continuu, deci care este foarte important. Consumurile sunt foarte mici pentru că se recuperează solventul. La un interval de timp există o pierdere, dar este nesemnificativă. Acesta e foarte important față de procedeul vechi, unde existau întreruperi permanente în cadrul prelucrării ei și plus că intervin substanțe destul de toxice, ca să zic așa, mai ales că lâna e considerată poluantă și cei de la mediu pun foarte multe probleme din punctul ăsta de vedere. Și atunci procedeul respectiv elimină, practic este un procedeu închis, ca să zic așa, fără, cum e în cazul vechi, în care rezultă ape de spălare care trebuie prelucrate înainte de a fi trimise la rețeaua de canalizare, deci neutralizate, care iarăși înseamnă niște costuri, vă dați seama ce implică o asemenea procedeu. Deci costuri mai mici. Un amănunt care cred eu că nu l-am precizat, dincolo deci de invenția în sine, deci de amănuntele tehnice, da. Ați produs lanolină din lână pe, da, pe invenția dumneavoastră? Atunci când s-au făcut experimentările în anul 1993, am obținut lanolina respectivă. Am avut chiar o colaborare de scurtă, pentru că așa au decurs lucrurile cu fabrica de postav din Bulevardul Timișoara, încă funcționa și am încercat atunci chiar să colaborăm, dar știți foarte bine cum a evoluat lucrurile. Exact, din punct de vedere economic, partea de industrie a căzut și atunci n-a mai existat un interes. Nici noi nu aveam putere să susținem, pentru că totuși implică niște costuri realizarea unei asemenea instalații, amplasarea ei și nu, n-am. Noi eram niște simpli cercetători, ca să zic așa. Nimic nu se face fără costuri. Da. Dar avantajele sunt evidente, nu? Evidente și sunt substanțiale. Deci, în primul rând, randamentul de extracție al lanolinei este foarte ridicat, permite extracția lanolinei în trepte puține, fără operații suplimentare, fără fluxuri colaterale, deversări de ape reziduale în mediu și permite obținerea direct a unei lanoline de puritate ridicată. Ar trebui spus faptul că lanolina, așa cum o vedeți dumneavoastră aici, are un preț de desfacere foarte ridicat. După cum spuneam, prețul de comercializare al lanolinei tradus în lei este undeva între 150-170 de lei lanolina anhidră
vrac și poate ajunge până pe undeva pe la 330-350 de lei, funcție de modul de ambalare acestea, în special la microambalare. Deci noi considerăm că procedeul, conform invenției noastre, ar permite o creștere substanțială a eficienței sectorului de creștere a ovinelor prin valorificarea unui, nici măcar nu-i putem spune, subprodus lânei actuale, pentru că, în general, la momentul actual, lâna are un preț de comercializare, în cel mai fericit caz, undeva la 50 de bani, un leu, dacă nu, cumva constituie chiar o problemă de mediu, pentru că mulți crescători de ovine, în contextul în care au un excedent ridicat de lână, preferă mai degrabă să o arunce undeva unde ea poate constitui o problemă de mediu. Și atunci, prin acest procedeu, noi venim și eficientizăm sectorul de creștere a ovinelor prin valorificarea lanolinei din lână, direct din lână brută. Care e procentul de extracție dintr-un kilogram de lână din asta? Este funcție de tipul de lână, dar în general procentul de lanolină de pe firul de lână brut este undeva între 5-7 și la unele tipuri de lână poate merge până la 10% lanolină, dar în general între 5-7%, deci 5-7 kilograme de lanolină la 100 de kilograme de lână. Dar, pe de altă parte, compensează acest procent relativ redus, compensează prin prețul ridicat al lanolinei. Ar trebui spus că, pe plan mondial, tradus în lei, prețul lanolinei anhidre brute este undeva între 150-170 de lei kilogramul la lanolina vrac, comercializată vrac, până pe la 350-370 de lei dacă ea vine ambalată în niște ambalaje mai mici. Și deci ar ridica substanțial rentabilitatea sectorului de creștere a ovinelor. Știți, pentru că eu sunt economist, așa, și îmi zic contabil, costurile de producție, deci lâna costă foarte puțin, aproape insignifiant, așa, sigur că, da? Dar procesul tehnologic de extracție procesul, a lanolinei, procesul de extracție, după cum v-a spus, dacă ne raportăm tot așa de la kilogram și la... Păi este funcție, productivitatea în general depinde foarte mult de capacitatea de producție. Dacă ar exista o capacitate de producție medie, să zicem, o tonă de lână, deci obținându-se undeva între 50-70 de kilograme de lanolină și deci o șarjă, să spunem, la tona asta, așa. După perioada de amortizare a instalației, vă dați seama că eficacitatea ar fi între 60-70% din prețul de desfacere a lanolinei ar fi beneficiu. Deci e foarte rentabilă, foarte rentabilă. Scapă economia de lână, care de regulă este aruncată. Absolut. E o problemă a crescătorilor de ovine, da. Putem spune că scapă de problema lânii, pentru că lâna care rezultă în urma extracției lanolinei, ea poate fi valorificată în continuare. Ori în domenii clasice, industria textilă în special, sau există și aeronautică, dar există și tendința mai nouă de a întoarce lâna degresată, deci după extracția lanolinii, de a întoarce printr-o serie de procedee chimice enzimatice, de a întoarce lâna hidrolizată înapoi în domeniul agricol. Trebuie spus că firul de lână are o structură proteică și în urma unor procedee fizico-chimice, aceasta poate fi hidrolizată la o serie de aminoacizi care au efecte biostimulatoare extraordinare asupra culturilor agricole. Deci se poate întoarce înapoi în domeniul agricol, scăzând în ansamblu, să zicem, inputurile unei ferme, care ar cuprinde și cultura agricolă și creșterea ovinelor. Spuneți-mi, cererea de lanolin, adică este mare, ca să ne dăm seama de bușeu. Deci, eu nu cred că la ora actuală
cererea e acoperită de ofertă, pentru care o mulțime de domenii. Deci de la mecanică fină, aeronautică, farmaceutică, cosmetice, da. Sigur că da. Cosmetice, deci este un component de bază. Bază pentru creme, pentru sigur adică cea mai bună... Foarte... Cel mai bun ingredient pentru majoritatea cosmeticelor. Dar acum se face pe procedeul clasic, cel pe care dumneavoastră l-ați, practic, l-ați îmbunătățit, l-ați inovat. Vă dați seama că majoritatea produselor și o parte mare a lanolinei provine din zona orientală. Din zona orientală. Deci, din import, da. Din import, bineînțeles. Sigur că da. Deci, iată încă un avantaj deosebit, așa, deci valorificăm ceva ce aruncam. Exact. Și cu un randament de valorificare superior. Din 93, a spus că ați încercat atunci și da, deci industria românească a intrat în degringoladă. Exact, n-a mai existat interes pentru așa ceva. Chiar nimeni așa? Da, pentru că la ora asta nu se mai ocupă nimeni. Deci, practic, în România este o persoană, dacă se poate spune, din Turcia care preia lână și nu o prelucrează aici, o duc în Turcia acolo și de acolo mai departe, mai departe, în Anglia. Da, da. A, deci tot pentru lanolină, probabil. Lanolină sau țesături. Sau țesături, da. Deci asta e, după părerea mea, doar noastră, eu cred că e o mare greșeală. Deci dintr-o țară care cu un anumit potențial, da, domeniul ăsta... Deci invenția există, este încercată și cu excelente rezultate. Ce s-ar putea, după părerea noastră, ce s-ar putea face acum? Și noi vă suntem alături să promovăm deci, practic, orice soluție care poate să... Trebuie făcut o investiție în realizarea unei instalații de extracție și asta e primul... Deci, primul, părerea mea, pentru că noi nu am putea nici pe departe acoperi, cum să spun, printr-o singură instalație cantitatea de lână care se produce la nivel național. Sunt cantități imense. Ideea ar fi de a crea un modul care să demonstrativ, care să demonstreze viabilitatea procedeului în sine și care să poată fi multiplicat în diverse zone din țară, acolo unde sunt concentrate efectivele de ovine. Sigur că da. Și tot acolo probabil că... Deci cine ar trebui să se implice în realizarea acestui modul, cum îi spuneați dumneavoastră? Părerea mai este că, în primul rând, Ministerul Agriculturii ar fi cel care ar trebui să coordoneze într-un fel sigur că da, implementarea și realizarea acestor module experimentale și, bineînțeles, măcar, cum să spun, acelui demonstrativ și pe care și acest know-how să poată fi pus la dispoziția asociațiilor de crescători de ovine, a forurilor locale care sunt interesate în implementarea procedeului. Nu v-am pus o întrebare și care cred că era necesară, și anume, cam la ce valoare s-ar ridica crearea acestui modul, să spunem? Nu am făcut niște calcule. Aproximație, așa, ca să îi atragem, știți, să nu spunem nici foarte mult. De capacitatea, dacă ne referim la capacitatea la care am preconizat-o, deci de circa o tonă, de prelucrare a unei tone de lână, o instalație pusă la punct, un modul pus la punct de extracție a lanolinei, cred că s-a ridicat la câteva sute de mii de euro. Încă o dată vă mulțumim și vă urăm succes mai departe. Și noi vă mulțumim și sperăm ca cineva totuși să fie interesat de rezultatele muncii noastre. Toți fermierii români își doresc un tractor în curte, unul numai al lor. Și e normal așa, mai ales că agricultura românească are nevoie de tehnică. Și totul pornește de la o fabrică. Din păcate, de la una din străinătate, nu de la una de-a noastră. Agricultură, sau mai bine spus, agricultură modernă. Majoritatea fermierilor cu care am vorbit își doresc utilaje agricole. Cât mai multe. În afară de nevoia tehnică dată de culturile din câmp, e de înțeles această dorință.
Tehnologia la care au ajuns fabricanții de utilaje agricole este fără limite. Un exemplu este Deutzfahrt din Germania, una dintre cele mai moderne fabrici de tractoare din Europa. La invitația NHR AgroPartner s-am pornit la drum să vizităm această fabrică, să vedem cum stau nemții cu tehnica agricolă. Grupul nostru a fost format din fermieri mai mari sau mai mici, dornici de tehnică modernă. Am făcut planuri de vizită, de program, ce mai, totul nemțește. Degeaba. Când am ajuns în zona de testare a tractoarelor, fermierii noștri au devenit brusc copii scăpați în rafturile cu jucării. Și cum suntem la o fabrică de tractoare, ce credeți că fac fermierii noștri prima dată? Au cerut să facă un test cu tractorul. Normal, aștept să plece primele tractoare, fermierii s-au înscris deja, pentru că dacă tot am ajuns la o fabrică de tractoare, una dintre cele mai moderne din Europa, sigur că o să încerc și eu să conduc un tractor. Da, să-i urmărim pe ei, să vedem cum se joacă cu tractorul aici în curtea fabricii. Eu m-am urcat pe tractor din curiozitate și pentru că îmi place foarte mult să conduc. Mie mi-a plăcut foarte mult. Voi l-ați condus? Aveți acasă în fermă? Da, eu am un seria 6 Agroton, serie limitată și mi-a plăcut foarte bine. Și ăsta de aici? Poftim? Ăsta de aici pe care l-ai condus? Da, e foarte bun, e foarte bun, confortabil, foarte bun. Și băieții ce părere au că... V-am văzut că ați coborât zâmbind din tractor. Merg bine. Acum consumul unui... Una e consumul aici, alta e consumul pe breazdă. E adevărat, diferă, da. Da. Dar în rest, motoare bune, transmisie bună. Și v-am văzut, stai să trec eu aici, te rog, așa stai lângă tine. Mie mi s-a părut că se conduce foarte ușor. Eu așa odată pe an mă urc în tractor la expoziții și la... și aici la demonstrații. Ție cum ți s-a părut? Tot e intuitiv, foarte ușor. Ce să zic, e o jucărie, așa mi s-a părut și mie. Spuneai că pentru tine cel mai important lucru este ca să ai utilaj în fermă, să fie nou. Astea sunt noi, te-ai urcat pe tractor. Foarte bune, foarte bune. Și ce mi-a plăcut, la foarte mic loc, poate să te întorci cu ele. Da. Nu ca la aia vechi, că trebuie un jumătate de hectare ca să te întorci cu ele, nu. Să știi că am încercat și eu acolo în capătul pistei și m-am mirat cât de repede și într-un spațiu mic am putut să-l întorc. Într-un spațiu mic, da. Cred că la 5 metri lungime te întorci cu tractorul ăsta. Asta a fost demonstrația. Voi aveți experiență de lucru cu utilajele în câmp. O să vedem și fabrica, să vedem cum se produc. Dar până la urmă v-am văzut pe toți zâmbind și e repede. E ok. E o jucărie mare pentru adulți. Este foarte important pentru fermă și, într-adevăr, e o jucărie. Doamna îmi spunea, doamna care a condus mai devreme în tractorul, îmi spunea că este așa de încântată de utilaje și ține așa de mult la ele că le curăță cu aspiratorul. Dar și eu tot la fel. În fiecare săptămână șterg praful și țiu că e, nu, oricum. Asta înseamnă și grijă pentru utilaje și evident că sunt banii voștri în joc și trebuie să aveți grijă de ei. Cum să nu? Foarte mare grijă de ele. Că nu un leu. Bani frumoși. Care trebuie încă achitat. Este într-adevăr o jucărie pentru oameni mari, este foarte ușor de condus. Utilajul sau tractorul de top, cu echiparea de top, poate veni cu autostir, poate merge singur, poate să vireze singur cu ajutorul GPS-ului. Operatorul trebuie doar să stea în tractor și să urmărească parametrii de funcționare ai tractorului. Îmi spunea cineva că dacă anul ăsta are o sumă de lucrări pe o solă, tractorul este capabil să țină minte, cu aceleași utilaje anul viitor puse în spate, va face același lucru anul viitor singur. Sigur. Prin acest GPS memorează până la 100 de parcele. Fermierul doar face conturul acestei parcele, o selectează și o memorează, inclusiv utilajul, poate fi folosit acest GPS și pe combină la recoltat, astfel încât anul următor, în funcție de ce a recoltat pe acea suprafață, fermierul poate să împrăște mai multe îngrășăminte, să ajute solul în anumite puncte, astfel încât să obțină recolte cât mai bune. Ce prezentam telespectatorilor acum câțiva ani de zile la Hanovra, la târgul de la Hanovra,
iată că putem găsi și în România. Tractorul era o noutate atunci, tractorul care merge singur, ghidat prin GPS și multe alte avantaje tehnice. Sigur, sigur. A fost un an de zile de așteptare pentru marea majoritate a fermierilor, dar iată că o parte din ei au și achiziționat, folosesc în acest moment acest tip de tractoare. Alți clienți care sunt doritori, i-am invitat aici la fabrica Deutz ca să vizualizeze, să se convingă, să aprofundeze asupra calității și asupra performanțelor tractoarelor care le-au testat aici și uitați că astăzi li s-a îndeplinit dorința. Se vede așa agricultura românească mai mecanizată, mai înspre bine? Pot să zic că din experiența pe care o am, sunt de 10 ani la NHR Agro Partners, de la an la an au crescut cam cu 15% vânzările de tractoare, de combine și de utilaje agricole. Adică este un trend crescător, zic eu, și va mai crește încă câțiva ani buni de aici încolo. S-a ajuns la un anumit număr de ani de garanție, spre exemplu, în momentul de față, față de anii anteriori, am ajuns de la un an la 2 ani de garanție și iată că în momentul de față oferim 3 ani garanție pentru seria 6, seria 7 și seria 9 la tractoarele pe care le comercializăm. Deci este un plus pe care fermierul trebuie să țină cont atunci când își cumpără un tractor nou. Cum ați învățat cu tractorul? Păi, de multe ori de nevoie. Bine, am B-ul, permisul și... De profesie ce sunteți? Sunt inginer agronom. Deci ați mai trecut pe la tractoare, dar le-ați mai condus, adică... Și
Vreau să spun că în agricultură nimic nu e bătut în cuie. Deci absolut nimic. Adică ce înseamnă asta? Diferă an la an. Cheltuiala e diferită total. Anul ăsta e, poate pământul, o cultură cere mai mult să investești în ea. Alteori, și atunci cum vă faceți așa un plan de afaceri? Că toată lumea vorbește de strategii, de planul de afaceri, cum vi-l faceți dacă diferă de la an la an? De experiența. Am dat greș. Nu zic nu, că din greșeli învățăm și toți cred că învață din greșeli. Nimeni nu... Deci, mă repet, nimic nu este bătut în cuie. Anul ăsta pe ce mizați? Ce credeți că la sfârșit de an, în decembrie, când o să trageți linie, o să vă aducă bănuții pentru munca asta de peste an? Totul e, cum am spus, loterie, nu știm. Pentru că noi nu avem, nu suntem siguri pe ceva. Nu avem sistem de irigații, să fim siguri pe o producție. Eu v-am văzut cum vi s-a luminat fața când v-ați urcat pe tractor. Mai aveți nevoie tehnic de ceva sau mai aveți nevoie că vă doriți dumneavoastră ceva? Nu, noi mai avem două tractoare de capacitate mai mici, tot de la Daiț. Și utilajele aferente lor, pe cai putere. Stam decât plugul. Urmează, știți cum e, fiecare... Mai cere și un și altceva. Da, da, dar în timp. La vizita asta în Germania, la fabrica de tractoare, am văzut că erau foarte interesați, erau ca niște copii, se uitau și sau când au văzut tractoarele, le-au condus acolo în poligon, pe urmă au vizitat fabrica, după aia ai stat de vorbă cu ei. Cum ți s-a părut? Le-au luat pe toate, le-au testat pe toate, de la primul model, de la cel de cai putere 150 de cai la 340, la... Da, este o experiență unică și în primul rând au mai fost fascinați de faptul cum au ei programată producția încât să știe exact câte modele o să producă în acel timp. Deci mi s-a părut fascinant faptul că am văzut acel mod în care ei progresiv pe bandă reușesc să asambleze tractorul calculându-și într-un anumit interval de timp câte utilaje vor face exact ca să știe ce vor vinde și cui și ca tractorul finit să ajungă la proprietar. La loc de cinste era și tractorul Agrotron, ediția specială pentru România, într-o serie limitată, unde s-au fabricat numai 60 de bucăți. În finalul vizitei noastre am vorbit cu câțiva fermieri despre afacerile lor, despre mecanizare și problemele din fermele românești. Este tractorul cumpărat pentru că arată frumos sau este cumpărat pentru că este mare nevoie de el? Spre exemplu, fermă la tine. Este nevoie și de el. Este și frumos. Are de toate, dotări, norme, tot ce e acum actualizat în ultima perioadă, tot ce s-a pus pe el. Ce să zic? O investiție. Ce ți-ar trebui în fermă ca să-ți meargă mai bine decât îți merge acum? Mai mulți bani. Aia cu bani, știm, fără bani, cum se poate face? Gama de utilaje există, mai trebuie mici ajustări. Poate și un tractor ar mai trebui, dar încă suntem dotați la momentul ăsta. Aveai o problemă la un moment dat de forță de muncă sau de mecanizare sau... Este o problemă, o avem în continuare, este cea a forței de muncă, slab calificate. Avem o problemă, zic eu, cred că la nivel național, lipsa acută a școlilor de mecanizatori, de tractoriști.
Am început, dar timid, timid. Timid. Iar până când toate aceste școli vor acoperi necesarul, noi fermierii ne vom lovi în continuare de an bun de aici încolo de această lipsă. Dacă nu e forță de muncă calificată, utilajele pe care le ai, lucrezi tu, dar pe celelalte utilaje cine lucrează? De unde ții oamenii? Cum îi găsești și cum îi ții? Bună întrebare. Momentan am doi oameni care sunt foarte bine pregătiți, un angajat, și cel de-al doilea, și de fapt cel mai bine pregătit, este tatăl meu, care are o experiență de lungă durată, imediat de la Revoluție. Și atunci suntem trei oameni, mă rog, încă doi care ne chinuim să facem treaba cât mai bună. Sorin este un tânăr medic veterinar din Brașov, are oi, cai și lucrează 120 de hectare. Ce utilaje ai la tine? Am toate utilajele necesare producerii furajelor. Cum le-ai luat? Cu credit? Toate cu... utilajele aproape sunt vechi, de 30, 40 și 50 de ani. Am un tractor care e din 68. Și mai merge? Și mai merge. Merge cum merge. Bagi o grămadă de bani în ele, repari, fac mai multă mecanică decât zootehnie, să zicem. N-ai putut niciun proiect cu bani europeni sau altfel? Sau? Am încercat un proiect, la un moment dat m-am lovit în principal de proprietatea pe asupra pământului sau cum se zic, cadastru și chestiile astea. Deci acolo m-am împotmolit. Și acum am reușit anul ăsta, am luat un tractor nou, dar cu credit, deci fără niciun... Și cine lucrează în fermă la tine? În proporție de 98% eu. N-ai angajați? Am un angajat la oi. Cum? Care, ca în toată țara, e o problemă cu forța de muncă. Nu văd ieșire din situația asta cu forța de muncă. Nu vreau să renunț la animale datorită problemelor de genul ăsta și atunci cred că soluția ar fi tehnologizare. Îți iei cât mai multe utilaje performante, lucrezi cât mai mult singur. La sfârșit de an, cea mai mare problemă mi se pare că nu reușesc să fiu profitabil doar din ceea ce produc eu. Mi se pare cumva greșit să consider profitabil datorită subvenției pe suprafață. Deci fără subvenția pe suprafață, cât ar fi ea, eu nu sunt profitabil. Nici de la oi nu e niciun ban? Iau bani de la oi, iau bani și de la vacile pe care le am, dar nu sunt profitabil cu ceea ce produc efectiv. Și atunci asta mi se pare o mare problemă. Și ce nevoie ai avea tu ca să fii profitabil? Ce ar trebui Cea mai să... mare problemă cred că e desfacerea pe care nu reușim să o facem organizat cumva. Există asociațiile care fac parte dintr-o federație, dacă ne referim la oierit, dar niciodată n-am văzut să vină, cum să-i zic, șeful federației, de exemplu, și să zică, da, domnule, uite, am fost și am negociat pentru voi, poate din portofoliul lui, nu știu câte milioane de oi sunt într-o federație, nu? Ar trebui să negocieze direct, la nivel de țară. Bă, exportăm cu atâția bani, asta facem, atâta pe kilogram și... ceea ce nu se întâmplă. Cel puțin eu n-am simțit chestia asta, poate se întâmplă la alții și nu știu eu. Ai văzut fabrica asta de tractoare din Germania? Da. Modernă, una dintre cele mai moderne. Spuneai că lucrezi cu utilaje care sunt toate vechi. Cum te-ai simțit când ai intrat și ai văzut parcul de tractoare? Ai și condus câteva tractoare, ai văzut o fabrică modernă și când te-ai gândit că tu acasă ai un tractor din 60 ceva? Acum de o lună și ceva lucrez cu un tractor nou. De exemplu, am probleme că utilajele sunt vechi și tractorul e nou. Ca un exemplu, am o presă de balotat care are, nu știu, vreo 30 de ani. Și nu știu dacă pot să o duc cu tractorul nou, că trebuie să deschid geamul, să trag de oață, să leg balotul, deci e un pic greu. Mi-am pus un plan în fiecare an să cumpăr un utilaj nou. Acum tractorul el nu e în fiecare an, dar am reușit să iau o cositoare nouă, poate voi reuși în fiecare an, o greblă, o știu eu ce-mi trebuie mie. Albert este din Covasna și din fost zugrav zidar, de 20 de ani s-a transformat într-un mic fermier cu zootehnie și 40 de hectare de teren. Așa, la sfârșit de an, când tragi linie din afacerea ta, care nu este mare, tu ești un fermier mic, da? Mic, da. Mijlociu. Se poate trăi? Da.
de îmbogățire de la o zi la alta nu se poate, dar se poate trăi bine. Cu munca multă, dar se poate trăi bine. Munca pe care o trebuie să o faci tu în fermă, cu cine o faci? Și tu, cu angajați, cu familia? Cu familia. Cum merge treaba acolo la tine în zonă? Te descurci? Ce ți-ar mai trebui ca să meargă și mai bine? Ca să meargă și mai bine? Eu am un vis să mă mut cu ferma la câmp, că sunt în sat încă. Și mi-e foarte greu, foarte multă muncă fizică trebuie să fac. Și ca să pot să scap de foarte multă muncă fizică, trebuie să fac o fermă la câmp mai performantă, ca să pot să fac cu tractorul, ca să nu mai trebuie să muncesc cu mâna atâta. Cam îmi împiedică în ora actuală olea că burocrația asta cu hârtile. Chiar sunt și consilier local la Comuna Ilien și am vorbit cu domnul primar și cam undeva în banii vechi, în 500 de milioane costă numai hârtile. Cam mult. Atât cheltuiește primăria pe hârtii? Nu. Eu ca să fac proiect, adică să fac totul ca să pot să apuc de construcție, cam atâta bani trebuie să le am în buzunar. Și cam mult, să dăm seama că mult. Ai văzut-o în deplasarea asta în Germania, ai văzut o fabrică de tractoare, una dintre cele mai moderne din Europa, cum ți s-a părut? Foarte ok, e bun. Asta ar trebui să păstrează și al noștri. Din păcate s-a distrus totul. Că aveam de toate, numai trebuie o leacă dezvoltată și aveam de toate. Și locuri de muncă, și utilaje al noștri, care a fost bună și în ora actuală mai facem față cu ele. Cum vezi tu afacerea ta peste 5 ani, peste 10 ani? Dacă mă ajută Dumnezeu și am sănătate în continuare și bineînțeles și dacă copilul gândește cum s-a gândit până acum că vrea să facă asta, cel puțin să-l dublească efectivul și suprafața. Din nou am văzut ceea ce vă arăt în fiecare reportaj din vest. Nu există nicio fermă fără panouri solare. Sprijinul statului german este foarte puternic, iar procedurile foarte simple. La noi, unii nici măcar nu știu ce sunt alea panouri solare. Aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă aștept și duminica viitoare pe TVR1 de la ora 10:35. Până atunci, nu uitați, viața satului ne privește pe toți. La revedere!